Ia să vă arăt eu că am fost și mi-am luat roi de acolo, de la grădină. Uite, o să-i pun roia care i-am făcut eu pe două rame. Am adus acasă și o să-i pun aici. Gata. Am deschis ordinișul cu iauti. Mușelelor. Am adus acasă, mamă. Gata. Deci după cât timp le-am adus, în momentul în care a apărut puiul căpăcit. Deci au trecut peste 10 zile de când i-am dus acolo la deal. Și acum, dacă au puiul căpăcit, cu siguranță albina o să stea aici. Pentru că normal albina a fost luată de undeva de acolo, dintr-un stup care i-am făcut eu pe toți. V-am arătat eu într-o filmare. Așa. Deci încă nu i-a eclozat. Dar are puiet căpăcit. Uite cam așa. Și mă, cu îngreiere. Greieraș, tu cânti, mă, pune-și tu mână la muncă, asta cântă toată vara, e, un greieraș, mă, hop, hop, a sărit, hehehe, ce ventilează ele, frumusele, nu v-am speriat. Vreți să vă deschid inițial să vedeți ce să vedeți, două rame, să știți că și-a adunat miere, o să vă arăt eu mâine. Le-am mai dat și lor puțin sirop, dar și-a adunat, că a fost alcăm înflorit, și-a adunat și ele puțin acolo, coroniță. Dar acum gata, s-a terminat alcămul. O să continui mâine o filmare, să deschid unul, să vă arăt unul singur, să-l deschid, că n-are rost să-i deschid pe toți. Să vă arăt cum a băgat el puiet acolo. Și cam atât. Urmează, ia uitați-vă aici ce am făcut. 10 cutii. 10 cutii stil oprea, așa cu forme geometrice. Ia uite ce aici. 10 cutii. Nu sunt noi, sunt făcute de mine de niște caturi. Da? Niște corpuri. De unul pe unul. Sită de transport. Și uite, ăsta e cat. Uite, se ridică. Și am avut niște tegul, dar am făcut funduri așa. Și uite, am făcut și eu niște cutii ca să mai fac 10 roiuri. O să vă arăt eu filmulesc că trebuie să-mi sosească de la oprea 10 regine. Bun, cam atât. Continui mâine. Vă salut! Știți că am arătat eu cum se fac roii pas cu pas. Ăștia sunt. Deci am adus de acolo, de la deal, a trecut 2 săptămâni. Logic că în 2 săptămâni trebuie să fie puiet căpăcit. Și hai să vedem ce găsim aici. Păi, dar am pus camera deoparte. Hai. Așa că am greșit. Ce fi pus eu aici, nu știu, că eu trebuie să o pun aici aproape. Ca să vadă. Deci ăștia sunt roi care i-am făcut acum 2 săptămâni. Ei au avut ceva cules de la țalcâm. Știți că eu atunci le-am pus niște turtă proteică, niște energetică. Ca să reglez aici puțin. Dar ei și-au adunat ceva mâncărică și vedem acum ce fac ele. Eu le-am mai dat puțin sirop, culesul de salcâm s-a terminat, gata, a fost. Dar spre surprinderea mea a adunat foarte bine. Chiar dacă, știți că am făcut pe 2 rame, atât. Uite, știți că le-am pus eu niște turtă proteică, uite ce a rămas.
Goal. Din aia de la dulcofructi, uite. O mănâncă, chiar dacă are polen în timpul ăsta, o mănâncă, da? Albina stă puțin și după diafragmă, treaba e bună. Hai să vedem ce găsim aici. După două săptămâni, știți că am făcut doar pe rame goale, fără puiet și fără mâncare. Iau ce frumusețe aici, uite ce miere s-au băgat ei de la salță. Două rame de albine, dar două rame de-astea adevărate, așa, nu jumătăți de ramă. Uite. E, aici a început puțin să topăcească. Ia uite mericică și și-a băgat ele. Sau că. Aici, în centru, căpăcit pe margine larvar. Bravo. Acu-i cald ăsta albina mai rară, că e și după diafragmă. Așa, și să vedem aici. Albinuța e cu minte. Foarte cu minte. Cu reginele de la opre. Ia uite aici. Are aici puiet căpăcit. Și pe margine larvar, roată. Ia să mă uite mai. Larvar, ouat, dar are miere o grămadă. Am mult. Ce să-i fac? Nu vă regina, a, uite aici. Reginuță frumușică, neagră, bă. Da, are pe larvar frumos, ouat până aici. Nu știu dacă se vede în filmare. Deci aici e căpăcit. Și larvar așa e cam așa. O uat până jos. Mă, frumoșico, mă! Bă, dar îmi place. Uitați-vă ce frumos și-a băgat el coroniță de miere de salcă. Bă, dar polen. Ia stai, bă, așa. Bă, tu n-ai polen deloc, mă. Vrei să-ți dau tortă proteică? Uite, fii atent că n-are... N-are polen, bă. Ia stai așa. Ia stai așa, bă, că nu e în regulă aici. Câteva celule, bă, decât. Ia. Da, câteva celule. Gata, în momentul ăsta mă duc și iau o turtă proteică. Deci nu are sărat. Păi de ce să crească el puietul? Este un puiet de la anemic. Tratamentul nu-l mai pun, a trecut două săptămâni. Este suficient, că n-am avut puiet căpăcit, a fost decât albina asta. Ca să zici că trebuie să iasă puietul sau... un puțin pauză, mă duc să iau niște turtă proteică. Așa, am întors. Și uite, am tăiat așa cu o bucățică, turtă pati. De la dulcofruct. Deci asta e bombă energetică. Și uite, le punem aici. Așa. Hai la următor. Dacă aveam albine mai multe, făceam pe trei rame, da. Asta e, am făcut și eu pe cât am avut. Ia să vedem mai. Sper să n-am vreo surpriză, că nu mai m-am uitat la ei. Vă dați seama dacă am văzut că a primit regina. Ca tot. Îi scot tratamentul. Dacă și ăștia în două rame a băgat miere de salcă, mă, vă dați seama ce cules a fost. Uite, reginuța e aici, pui larvar toată partea asta. Cred că vedeți regina în centru. Uite, aici deja căpăcit.
Miere frumos, dar polen nu e. Ia să vedem aici. Aici ce e ăsta? A, e o oată. Abia o oată aici. E mai întârziată. Abia o oată, dar treaba e că... Uite, ăsta are câteva celule de polen. Câteva celule. Bun. Îl închidem. Dați seama cât durează până dă și asta înainte. Dar mie trebuie să-l pregătesc pentru la an. Nu duc la cules să fac miere cu el. Uite așa. Mai pune și lui o tortiță de asta. Ia și mănâncă de aici. Ia da gata. Ia da gata că dacă n-ai polen în zonă, greu merge dezvoltarea stupilor fără polen. De asta vedeți la unii că arată stupii frumoși, dezvoltați. Și se laudă ca și cum, nu știu, ar fi ei apicultori foarte buni. Nu, îi ajută zona care are zonă bună cu polen, cu nectar. Asta trebuie, polen și nectar. Dacă ai decât nectar, uite, miere e în ramă, dar nu e polen. Cu ce să crească puietul? Așa. Ia. Albinuță este, ia uite, totul ar vara aici frumos, e și regina în centru, uite, ăsta are câteva bobițe de polen băgate acolo, câteva celule. Că a găsit un anițel polen aici, mă, ia uitați-vă la aia ce dansează, ia mă. Stai mă să arăt că mai sunt și copii care se uită. Ah. Poate strivea și regina. A plecat. Era una de dădea tumbe pe aici, arăta și ea unde a găsit polen. Așa, regina e aici, e bine. Deci are aici puielar var. M-a întrebat cineva, după cât timp aduc stupii acasă. Uite, au trecut 2 săptămâni și am adus acasă. Adică ăștia, roi, uite ce frumos are. Păi căpăcit și de jur împrejur este larvar. Și o oat. Da. Și aici la fel. Dar eu am văzut acum, că nu știam, am văzut că nu are polen, decât câteva celule. Trebuie să-i vin în ajutor. Dacă vreau să dezvolt. Oricum dezvoltarea cea mai bună e cu polenul din natură, nu? Polen și nectar. Dar dacă nu e, ce poți să-i faci? L-ajutăm, uitați. Asta înseamnă că l-ajut. Uite, vii așa frumos cu asta și o pui aici. Iar apicultorul ăla care are în zonă la el polen, poate să zic acum, nu-i bine că-i pui turcă. Așa sunt ei răi, știi? E foarte bine să-i pui turcă proteică, da. Dacă ai în zonă polen, nu-i mai pui. Simplu. Ia să vedem, hai la următor, hai să deschidem pe toți. Peste vreo, iar 2 săptămâni, să deschidem ea. Așa să vi arăt că normal până nu trece după diafragmă nu vede rame.
Ia să vedem, mă, tu ce faci aici? Ești bine, sănătos? Uite, reginuța aici, are puielar var aici. Bravo! Bravo, mamă, ia. Aici la fel puielar var. Nu o să se vadă în cameră, că... Ia să vedem aici. Aici ar trebui să fie căpăcit. În două săptămâni, ia uite, o mai mult asta. Deci, se vede căpăcitul ăsta așa, până aici. Dar până aici sus este larva. Până lângă miere. Și pe o parte și pe alta. Nu înțeleg de ce n-au oatea în toate celulele. Mai sunt și celule goale. Observați? Celule goale până în centru. Nu știu. Care să fie treaba. Deci nici ăsta n-are polen. În celule. Îi dăm și lui. Poate găsește peste o săptămână. Poate să găsească o sursă de polen și nu-i mai dau. Dar deocamdată trebuie ajutat. Ia să și ultimul. Stela poramă. S-a cam depopulat unul din ei. Și l-am lăsat poramă. Am văzut că e albină mai puțină. Și l-am lăsat poramă. Ia să vedem, stă el bine pe ramă sau? Perfect, toată rama e plină. Uite, asta înseamnă o ramă de albină. Au, ce frumos au luat aici, a făcut loc acolo, bravo! Uite, cu e căpăci și larvar până jos. Are și mâncărică. Îi mai dau eu acum. Uite așa, avem grijă de el ca de un copil mic. La mine s-a terminat salcâmul cam de o săptămână. Adică ce ați văzut în ramă acolo, i-a adunat atunci, de când i-am făcut, atunci a început să salcâmul și au putut să adune și ei 7-8 zile acolo. Bun, cam atât, uite, v-am arătat roii după două săptămâni de când i-am format. Bine, acum două săptămâni. Dar gândiți-vă că 3 zile, ați văzut, 2 zile până a eliberat regina, până începe să o, până o hrănește, durează, deci normal cam de 10-12 zile, să zică, poate că o regina acolo. Normal, regina când vine de la transport, ea nu o dă în prima zi o ramă de ouă acolo. Face și ea câteva ouă, până e hrănită, până... Ei, cam asta e, da, o să mai fac un filmuleț cu mâine, trebuie să însoțească reginele de la Oprea să fac ăștia 10 roi, tot așa o să-i fac în stilul ăsta, și cam atât. Și trebuie să mă duc la stup, la deal acolo, să scot mierea de la salcâm 3.
Nu s-au umplut stupii, dar o să vedem câte mere s-a strâns. Până în prezent 15 kg, dar mai merge. 2-3 zile am văzut că încă mai bag. Deci mai facem o extracție. Cam atât. Sănătate și numai bine.